Pare ciudat ca știința să demonstreze realitatea existenței unui univers spiritual de dincolo de noi, dar este o realitate. Pare șocant, dar este adevărat. Studiile științifice demonstrează existența unei realități spirituale dincolo de noi, după cum demonstrează și beneficiile extraordinare pe care le aduc nu numai pe plan sufletesc, dar și pe plan fizic, concret, rugăciunea și meditația. În 2001, Andrei Newberg, care este un neuroradiolog din la Universitatea din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, studiază prin tomografie cu emisie de pozitron, adică niște aparate care evidențiază ce se întâmplă în creier în momentul în care noi gândim sau depindem o acțiune. E bine, el găsește că în lobul parietal, adică într-o zonă din creier, au loc modificări și emite concluzia că omul conține în creierul său un program al credinței. Studiul s-a făcut pe un lot de tibetani. E bine, pe acești călugări tibetani, el găsește că în momentul devoțiunii religioase, al trăirii religioase sau mistice, pur și simplu ei sunt sustrași, sunt absenți din universul nostru și trăiesc într-un alt univers. Noi știm că întreaga viață a omului se integrează în acest act al credinței. Nu numai trupul, după cum nici numai sufletul. Este posibil ca o persoană care se roagă să fie mai puțin anxioasă, mai puțin depresivă, pentru că rugăciunea în sine presupune o nădejde, presupune o liniștire și la nivelul fricilor, la nivelul corpului o relaxare, pentru că anxietatea aduce încordare musculară. Am avut pacienți care chiar mi-au spus că le-a trecut durerea de cap sau durerea de abdomen după ce s-au rugat. Deci, efectele rugăciunii, într-adevăr, sunt obiectivate în practica medicală la persoanele care cred. Un alt cercetător, Larson, studiază 129.000 de indivizi care sunt credincioși și găsește că, în mod semnificativ, durata lor de viață este mai mare decât a celor atei. El explică lucrul ăsta, care mi se pare foarte interesant, prin aceea că omul aflat în fața morții, ateul are o angoasă, își pune întrebarea, totul se termină, unde plec, în timp ce omul de credință are convingerea că există un dincolo, că există o altă formă spirituală în care el poate să existe mai departe, să-și vadă rudele, prietenii, familia, etc. Adică, angoasa, care este una dintre, să spunem, unul dintre sentimentele consumptive ale ființei umane, omul de credință este, cum am spune, iertat de ea, nu o are, tocmai pentru că el are convingerea că există un dincolo.